Dragi elevi de clasa 11-a, analizăm astăzi un subiect extrem de important și de interesant, războaiele balcanice. Deși poartă o titulatură de război care n-ar trebui să vă placă, respectiv are un impact esențial asupra dezvoltării sistemului de relații internaționale în ajunul primului război mondial, dar și a zonei balcanice. Pe parcursul activității noastre de astăzi vom dezvolta câteva unități de competență pe care le-am dezvoltat și în cadrul altor ore legate de formularea enunțurilor. Totuși trebuie să utilizăm un vocabular istoric adecvat epocii, să ne formulăm judecăți de valoare și să ne susținem o proprie opinie, cu atât mai mult că totuși statele care au fost implicate aici sugerează o anumită atitudine față de implicarea lor, elaborarea concluziilor în baza informațiilor oferite de hartă și, respectiv, îmi doresc foarte mult să vă proiectați și să gestionați un proiect cu referire la istoria națională. Menționăm că la începutul secolului 20, lumea părea așezată pe o liniște îndelungată, întrucât la sfârșitul secolului 19 se dezvoltau cu succes relațiile de industrializare a continentului, dar și a lumii noi. Omenirea a cunoscut o evoluție deosebită în aspect social-politic prin obținerea drepturilor, emanciparea politică a femeilor, se insistă pe drepturile economice ale acestora, a evoluat foarte mult învățământul, s-au constituit două blocuri militare, Tripla Alianță și Antanta, care părea să păstreze echilibrul internațional, așa încât să nu să se ajungă la un război. Cu toate acestea, în anul 1911, chestiunea balcanică a reapărut. Evidențiem că în problema orientală sau chestiunea balcanică este implicată și România, care era nemijlocit implicată în interesele regionale ale marilor puteri. Concomitent se desfășoară un război al Italiei împotriva Imperiului Otoman. Este un război ce impunea Imperiul Otoman să recunoască ocupația regiunilor Tripolia și Cirenaica. Imperiul Otoman a fost înfrânt și asta a demonstrat slăbirea politică și economică a acestei puteri și respectiv micile state balcanice apărute pe ruinile Imperiului Otoman, ruinile europene ale Imperiului Otoman, au profitat de expulzarea acestei puteri din zona teritorială balcanică și au început să-și promoveze concepte de emancipare politică. Războiul dintre Italia și Imperiul Otoman a arătat interesele Italiei de a se manifesta ca o mare putere, stat care făcea parte din Tripla Alianță. Prin îndemnul către toți dușmanii Imperiului Otoman, cea mai potrivită pentru a-i se smulge recunoașterea drepturilor naționale pe care alții nu o aveau asupra teritoriilor stăpânite, s-a ajuns la pregătirea unui război al tuturor în peninsula balcanică. Peninsula balcanică este, sau zona balcanică este recunoscută drept o zonă periculoasă, un butoi de pulbere, unde era clar că va izbucni un război, inclusiv de dimensiuni mondiale. În aceste împrejurări se conturează interesele Rusiei, care după anul 1905 a cunoscut o evoluție social-politică și chiar economică impresionantă. Romanovii își trăiau ultimii ani ai guvernării și încercau insistent să readucă Rusia pe făgașul transformărilor industriale în concurența cu marele puteri. Rusia și-a refăcut și puterea militară și-a recapătat autoritatea de altă dată și în acest dinamism caută ca să încurajeze alianțele din Balcani. Serbia, Muntenegru, Bulgaria și Grecia au creat Liga Balcanică. Dintre toate acordurile semnate, cel mai important este tratatul dintre Serbia și Bulgaria din 13 martie 1912, încheiat sub înaltul patronat al Rusiei. Fiecare dintre aceste două state era un aliat fidel
slav și ortodox pentru Rusia, al Sankt Petersburgului, iar ideea care plutește în aer este destul de evidentă, adică împărțirea rămășiților Imperiului Otoman în scopul de a-și spori teritoriul, doar că Sankt Petersburgul întrevede că în cazul Bulgariei șansa unui acces posibil la sâmbătorile Bosfor și Dardanele sunt mai mari. Viena, din contra, s-a agitat. O convenție militară ruso-bulgară a transformat regatul bulgar într-un satelit a Imperiului Rus. Reconcilierea sârbo-bulgară, sub egida și grației eforturilor Sankt Petersburgului, federalizează statele slave sub conducerea nemijlocită a Rusiei. Totodată vreau să evidențiez că prin articolul 3 al tratatului din 13 martie 1912 se stipula că cele două state ripostează împotriva pretențiilor de a se ocupa pământuri ale Imperiului Otoman în zona balcanică. Mesajul este cât se poate de limpede. Pământurile eliberate de turci nu vor fi împărțite între puterele câștigătoare. Prin urmare, asistăm la crearea unei cauze copii de ce războaiele balcanice nu vor fi transformate într-un război mondial. Deși în zona balcanică, din câte știți, avea să erupă tocmai prima conflagrație. În septembrie 1912 se ajunge la izbucnirea conflictului pe care puterile cele mai mari din apus încearcă în zadar să-l potolească, iar de la Sofia, de la Belgrad și de la Atena se dau mesaje clare că este prea târziu. După ce s-a aflat că sârbii au răzbit la Cumanovo și au pătruns în Macedonia, bulgarii sunt pe calea spre Constantinopol, regele Carol nu dorea să se ajungă la vreo ciocnire cu aliații balcanici. În octombrie 1912, regele României Carol I spunea într-o audiență: eu n-am luptat în tinerețe pentru dezrobirea creștinilor din Balcani ca să ajung la bătrânețe să lupt împotriva lor. Totuși se încercau necontenite intenții din partea Austriei ca să se facă de statul ceva pentru a smulge sârbilor câștigul de război. Era clar că Serbia are șanse mari să obțină victorie, ceea ce și s-a întâmplat, iar biruitorii din Balcani au ajuns în fața Constantinopolului și armistițiul cerut de Turcia avea să se transforme ulterior într-o înțelegere de armistițiu și pacea de la Londra avea să facă totalurile acestui prim război balcanic. Imperiul Otoman este învins și, de fapt, se vede obligat ca să se retragă din toate teritoriile sale europene, cu excepția orașului Constantinopol. Împărțirea rămășiților Imperiului Otoman decurge a nevoie, se cereau trasate frontierele, iar părțile beligerante, în special Serbia și Bulgaria, își construiesc noi pretenții teritoriale. Astfel se ajunge în pragul unui nou război balcanic care avea să implice și România. În iunie 1913, Serbia, Grecia și România s-au coalizat, au atacat Bulgaria, în timp ce Imperiul Otoman pune iarăși mâna pe arme și, sperând să-și recupereze o parte a teritoriului pierdut, intră în război. Imperiul Habsburgic este gata să treacă și el în războiul început, însă Tripla Alianță insistă pe abținere, Antanta face același lucru și războiul poartă un caracter regional. Războiul s-a încheiat cu înfrângerea Bulgariei, iar succesul României a fost urmat de felicitările împăratului german. Numai Austria a căutat să aducă doar o revizuire europeană a tratatului de la București, care a fost semnat în iunie 1913. Legăturile cu Rusia s-au refăcut foarte bune, cu toate că în Basarabia rusificarea continua, se afirmau din nou drepturile rusești asupra așa numitei provincii liberate de la turci. Iar la Constanța avea să vină în vizită țarul Nicolae al II-lea, căruia regele Carol îi înfățișa cu mândrie oastea lui, și acesta a fost un moment important în care s-au înfiripat frumoase speranțe de viitor în alianța dintre România și Rusia. Aveți aici o fotografie a timpului când la Constanța, în anul 1914, se prezintă regele Carol I, țarul Nicolae și prințul moștenitor Franz Ferdinand.
Succesul în războiul balcanic al României a constituit, de fapt, a constituit, de fapt, un botez al armatei române care trece triumfător cu tricolorul. Este o imagine a timpului ce vine să arate curajul și victoria tinerii armate române în războiul acesta regional. Războaiele balcanice reprezintă acele elemente lipsă pentru a putea înțelege comportamentele și atitudinile statelor balcanice dintre perioada emancipărilor statale și marele războaie mondiale. Se crea în urma păcii de la București Serbia Mare, statul care punea în pericol prezența deja în Europa de Est a Imperiului Habsburgic. Franz Iosif va căuta toate modalitățile pentru a stopa consolidarea Serbiei în regiune și de aceea ceea ce avea să urmeze la Sarajevo tocmai era un motiv prielnic pentru a declanșa războiul împotriva Serbiei. Granițele europene în zona de est s-au modificat după cele două războaie balcanice și dacă ne referim la România, ea avea să primească sudul Dobrogei cu regiunile Drstor și Caleacra. Vă amintesc că aceste două ținuturi erau în componența Munteniei încă din timpul lui Mircea cel Bătrân prin Hrisovul din anul 1389. România își extinde teritoriile în sudul Dobrogei, se consolidează ca și stat și devine un stat ce își prezintă deja pretențiile revendicatoare pentru revenirea celorlalte teritorii înstrăinate sub Imperiul Habsburgic și țarist. Astfel, războaiele balcanice au consolidat pretențiile în această regiune a marilor puteri. Se creează un periculos focar de război care avea să erupă exact în câteva luni și avea să declanșeze un război mondial. La acest subiect aveți mai multă literatură. Eu vă propun și o lucrare tematică, Criza Balcanică 1912-1914, România în primul război mondial, și aici o să găsiți și aspecte legate de războaiele balcanice. De asemenea, aveți o lucrare Istoria Continentului European, care și are ediție și la Cartier în Republica Moldova, de aceea ați putea să vă aprofundați cunoștințele în domeniul sau în subiectul războaielor balcanice și implicarea României în acest eveniment. Atât pentru astăzi, continuăm data viitoare deja cu primul război mondial.